Spania se pregătește să pună bazele unui registru al celor care refuză să se vaccineze anticovid-19. Informațiile vor fi accesibile și altor state ale Uniunii Europene, mai bine spus oficialelor altor țări UE, pentru că populația nu va avea acces la ele. Ministrul Spaniol al Sănătății a insistat că singura modalitate prin care țara sa poate depăși pandemia de coronavirus este vaccinarea a cât mai multor oameni. Salvador Ila a subliniat și faptul că vaccinarea este voluntară. Oficialii nu-i pot obliga pe cetățeni să se vaccineze, dar îi pot nota pe cei care refuză administrarea serului, tocmai pentru a-i proteja pe ceilalți. Este vorba despre un registru care va fi accesibil și partenerilor noștri europeni. Acesta va conține numele celor care au refuzat vaccinul. Nu este un document public și va fi realizat cu mare respect față de protecția datelor personale. Anunțul Madridului vine după ce un magistrat din Italia a spus că cetățenii care refuză să se vaccineze împotriva noului coronavirus ar putea fi concediați de la locul de muncă, deoarece își pun colegii în pericol. Spania este una dintre cele mai afectate state din Uniunea Europeană de numărul de îmbolnăviri COVID-19. Până acum au fost înregistrate peste 1,8 milioane de cazuri și peste 50.000 de decese.